Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade, moment de cotitură pentru fiecare dintre noi, elemente de destin karmice, asamblări interesante pe familii de suflete, intersecții de mare logică astrală între persoane care își datorează câte ceva de altă dată, pericole numai acolo unde avem ceva de înțeles și nu în ultimul rând mentor care apar pentru a ne dirija spre destinul nostru adevărat. În ce context ne aflăm în acest moment și ce avem cu adevărat de înțeles, vom discuta astăzi despre toate acestea alături de Dragoș Bogdan. Bună ziua, Dragoș, și bine ai revenit! Mulțumesc de invitație și telespectatorilor că ne primesc din nou în casele dânșilor. Cu mare drag! Vorbeam despre acest moment de cotitură astrală, despre acest moment în care deja am văzut de săptămâna următoare acea oglindă minunată astrală care ne-a revelat lucruri de mare forță grație conjuncției Jupiter-Neptun. Iată, acum vorbim de alte aspecte, oglinda astrală rămâne pe cer, în continuare avem această conjuncție, în continuare ni se vorbește despre noi, în continuare ni se spun lucruri de care trebuie să ținem cont pe termen lung, pentru că ele vorbesc despre noi, cei care am fost odată și cei care acum ne transformăm și deviem puțin de la ceea ce am fost până acum. Moment de mare forță și din punct de vedere al mesajelor care vin către noi din exterior. Doar cine n-are urechi de auzit și ochi de văzut nu înțelege în această perioadă ce se întâmplă. Ca atare, astăzi chiar vom da sfaturi pentru fiecare zodie în parte. Da. Ce ne vei povesti azi, Dragoș? Tocmai pentru asta m-am gândit să ies din zona de teorie pentru ziua de astăzi și să lucrăm câteva exerciții foarte practice, frumos, un da. Exercițiu de acceptare și de iertare pe care eu propun să-l lucrăm în trei pași. Da, da. Imediat după ce faci tu analiza astrologică a zodiei Berbec, o să spun de ce. Da. După ce faci analiza zodiei Taur, o să începem primul pas al exercițiului de ce. În momentul în care tu ne povestești, toată lumea este atentă, se creează acel câmp energetic al Taurului, energie de pământ, de stabilitate. Începem să lucrăm pe energie de stabilitate. După aceea, după zodia Gemenilor, vom lucra partea a doua a exercițiului, unde avem nevoie de comunicare, de aer. Și după aceea, după ce ne spui analiza astrologică a Racului, o să lucrăm partea a treia a exercițiului, pentru că avem nevoie de acel flux energetic al apei care curge prin tot corpul. Exercițiile sunt foarte bine gândite și structurate în așa fel încât să echilibrăm ambele emisfere cerebrale, emisfera cerebrală stângă, logica, emisfera cerebrală dreaptă, intuiția, în așa fel încât să aducem mai multă atenție, mai multă conștiință în planul fizic. Noi de obicei folosim conștiința în exteriorul nostru pentru că avem nevoie să luăm informațiile din mediul exterior, să le analizăm și să facem activitățile în raport cu ceea ce se întâmplă, dar trebuie să ducem o parte din conștiință și în interiorul nostru. Foarte interesant. Vorbeam despre faptul că pe undeva a fost un vârf. Deci a fost un vârf grație acestei conjuncții Jupiter-Neptun care a rulat deja pe cer. Acest vârf astral ne-a arătat deja ce era de arătat. Repet, numai cine n-a văzut, doar cine cu adevărat se împotrivește destinului, poate n-a văzut despre ce este vorba. Cu siguranță telespectatorii noștri, obișnuiți fiind cu rulajele acestea din zona spirituală, au identificat problema, au identificat hiba, să spunem așa. Astăzi vom încerca să vedem cum putem face să jonglăm mai departe cu aceste aspecte astrale care ne pot copleși pe undeva dacă nu suntem atenți și dacă nu înțelegem exact cum stăm. Vom încerca să vedem pentru fiecare, exact cum am spus mai devreme, pentru fiecare semn zodiacal în parte unde este mesajul săptămâna ce urmează. Astăzi avem o lună plină pe gradul 27 balanță, deci considerat de asemenea un fel de grad anaretic, nu e chiar 29, dar este foarte aproape și ca atare o lună plină care vorbește, are un mesaj karmic deosebit, foarte puternic, exact. Interesant ce o să observăm și astăzi, pentru fiecare nativ sigur că da, contează axa pe care se desfășoară această lună plină, pentru telespectatorii care își cunosc harta, astrograma, trebuie să vadă care sunt cele două case pe care le prinde luna plină, adică
cele două case care găzduiesc luminariile, dar oricum o să facem și noi comentariu în general. Vorbeai despre un exercițiu, o să te rog să ne spui pentru nativii berbec și o să facem și analiza astrală. Pentru nativii berbec, oricum, evident, această lună plină este foarte importantă pentru că soarele este chiar în semnul lor. Deci, cu siguranță, au foarte multă activitate zilele acestea, cu siguranță ei sunt foarte prinși în tot felul de acțiuni. Acțiuni în miezul cărora trebuie să se oprească din când în când și să se reculeagă și să înțeleagă și cine sunt ei de fapt în povestea asta, pentru că nu au voie berbecii să facă numai acțiuni de dragul acțiunilor, trebuie să-și tragă un pic sufletul, să zăbovească măcar 5 minute și să se identifice și ei într-un tăvălug în care s-ar putea să fie luați de val și să nu mai aibă timp să se gândească ce mai au ei de înțeles, ce mai au ei de făcut, de ce se integrează în anumite contexte. Deci este un context care, sigur că da, ca orice lună plină sau eclipsă care prinde zodia respectivei fiind gazdele lunii pline, mai exact a soarelui, vor fi direct vizați. Este vorba, poate fi despre un conflict pe personalitatea lor, soarele fiind acum în berbec, evident. Este vorba și despre puțin ego, este vorba despre o personalitate care un pic este contestată zilele acestea. Că luna plină nu o judecăm fix astăzi, poate să fie și ieri, puțin și astăzi, puțin, dar azi este un maxim. Deci le poate fi contestat ceva ce pentru ei contează, dar mai mult ca personalitate, nu neapărat ca suflet. Mare atenție dacă această contestare are legătură cu ceva ce îi deranjează în ego sau are legătură cu ceva ce de fapt vrea să le știrbească o valoare, să spunem așa. Deci trebuie să învețe să se poziționeze corect, nici să nu facă exces de ego, dar nici să nu se lase turtiți ca personalitate. Este un fel de maestrie zilele acestea în care ei trebuie să gestioneze această lună plină și să-și păstreze o prestanță care îi reprezintă cu adevărat, dar nici să nu pluseze. Deci, de asemenea, fiind vorba despre lună plină, este foarte importantă raportarea la partenerul de viață. Evident, luna este femeia, soarele este bărbatul. Atunci când avem lună plină, trebuie să facem și berbeci oricum. Trebuie să învețe lecția blândeții, a răbdării, a toleranței. Deci este pentru ei și un exercițiu, apropo de exerciții, de raportare la, nu, poate nu neapărat la partenerul de viață, la parteneriate în general. Da. În momentul acesta, aflându-ne pe un flux energetic la nivel global care dă teama de eșec, este clar că fiecare nativ din fiecare zodie, cum spui tu, berbecul, într-un mod poate un pic mai special săptămâna aceasta, va trece prin diverse stări din punctul meu de vedere. Ego-ul, așa cum spuneai tu mai devreme, este primul care țipă, care urlă, care sare la atac, care încearcă să facă demersuri pentru a te apăra, pentru a te proteja. Dar de fapt și de drept, atunci mintea ne pune pe pilot automat, suntem într-un intelect egotic, iar intelectul egotic consumă energie pentru că atunci ajunge să fie un sabotor al propriei persoane. Pentru a identifica elementele sau situațiile de viață, persoanele care aduc la prima vedere, care pot aduce la prima vedere un dezavantaj, un dezechilibru, o nemulțumire, trebuie să vedem ceea ce este în interiorul nostru, exact cum spuneam la începutul emisiunii, acea conștiință adusă în interior și să simțim. Exercițiile de astăzi vor fi oricum foarte bine focusate pe ceea ce simțim în interiorul nostru, vom porni de la niște pași ușori în care doar ne permitem să spunem ceva și după aceea, pe măsură ce avansăm, pașii vor fi din ce în ce mai, hai să nu spun complicați, vor fi din ce în ce mai puternici. Vă rog pe toți să încercați să lucrați odată cu mine. În primul rând vă voi explica exercițiile și după aceea vom lucra în lucru. Pe măsură ce lucrăm, o să vă rog frumos să repetați ceea ce vă voi comunica în măsura în care vă permiteți. Poate ar fi util să aveți o mică oglindă, poate chiar o oglindă, să lângă voi, pentru că este foarte bine să lucrăm cu ambele emisfere, de asta v-am spus, să puteți să vă priviți pe voi în oglindă sau, dacă nu, doar imaginea de la televizor. De ce? La nivel energetic, toți suntem perfect egal, toți suntem energie și toți ne putem oglindi unul în celălalt.
În modul în care tu spuneai mai devreme, acel ego al berbecului ar trebui să înțeleagă că noi toți ne oglindim în ceilalți și modul în care eu mă raportez la celălalt este de fapt și de drept energia pe care eu o trimit către mine. În momentul în care eu analizez, simt modul în care mă simt și îmi permit să aleg un mod de comunicare echilibrat, ies din acea energie. De ce? Pentru că o parte a conștiinței pe care eu o am, da, este în interior, nu doar în exteriorul nostru. De obicei, repet, folosim 100% din conștiință, din atenție în afară și foarte puțin înăuntru. Nu știm ce este în organismul nostru, dar în organismul nostru este un flux energetic care este constant. Așa este. Acest flux energetic care este constant poate părea că este diferit de noi, dar face parte din noi și din viața noastră. Este acea mică scânteie divină, cum îi spun eu, din interiorul nostru, care face direct legătura cu divinul. Da, așa este, Dragoș, foarte frumos. Aș mai face doar o singură mențiune apropo de berbeci. Proaspăta intrarea lui Marte în semnul peștilor, el nu este deloc confortabil, știm foarte bine, în semnul peștilor, el fiind guvernator de berbec, atrage pentru toate semnele zodiacale o lipsă de onestitate suplimentară, cel puțin o lună de zile, iar pentru nativii berbec, având loc chiar pe casa 12-a, pe casa dușmăniilor secrete, dar și a protecției divine, Marte însă fiind o planetă agresivă, poate fi vorba despre ceva dușman secret, despre un soi de rulaj energetic mai puțin blajin și blând. Ca atare i-aș sfătui pe berbeci luna aceasta să fie cu mare băgare de seamă, pentru că orice vorbă mai tăioasă, Marte știind că este responsabil cu tot ceea ce ține de obiecte tăioase și cu duritate, el fiind chiar zeul războiului, deci orice vorbă puțin mai tăioasă, atitudine mai smucită, mai vulcanică, da, exact, poate fi taxată puțin mai dur decât de obicei de către destin din cauza acestui Marte foarte debilitat pe casa 12-a pentru ei, oricum în semnul peștilor, care e similarul tot al casei a 12-a, deci este o dublă amprentă de pești pentru nativii berbec pe Marte. Ca atare, există riscul ca bumerangul să fie mult mai agresiv decât în mod normal, adică o vorbă care în mod normal ar trece pur și simplu nebăgată în seamă, acum poate să nască o întreagă tevatură. Deci, din păcate sau nu știu, din fericire, berbecii învață luna aceasta un soi de lecție a blândeții și a diplomației. Cei care o accesează mai repede vor beneficia de pace și liniște. Cei care nu vor fi mai pacifiști s-ar putea să aibă ceva conflicte mai puternice decât ar trebui. Adică greșeala lor este mică sau poate chiar inexistentă în raport cu conflictul care se poate declanșa dacă ei nu lasă de la ceea ei. Ceea ce vine după aceea. Da, dacă ei nu lasă de la ei, mare atenție. Deci asta înseamnă Marte pe casa 12-a, că îți poți transforma anumiți prieteni în dușmani sau anumite persoane care sunt prietenoase, le poți trezi așa oarecum agresivitatea, fără să faci mai nimic pe scurt. Cam asta înseamnă Marte aici. Mergem mai departe pentru nativii Taur. Așa cum deja știm, fiecare săptămână are aspectele ei de forță. Pentru nativii Taur, evident, această lună plină are o însemnătate, evident. Ea are loc pe axa 6-12, pe axa în balanță berbec. Ceea ce înseamnă că taurii au ceva trăiri interioare mai deosebite pe care nu le pot discuta chiar cu oricine. Cu soarele aici poate fi vorba și despre un soi de tracas legat de sănătate a lor sau a altcuiva apropiat. Oricum ar fi, este vorba despre, așa cum la berbeci este testarea blândeții, pentru nativii Taur este testarea credinței cu soarele pe casa a 12-a. Deci trebuie să fie foarte atenți să înțeleagă că a venit momentul să spună nu grijilor, chiar dacă de data aceasta poate fi vorba chiar despre o problemă mai serioasă care îi poate solicita la nivel emoțional, totuși taurii ar trebui să înțeleagă faptul că nu este bine să se consume și să abandoneze lucrurile în mâna lui Dumnezeu.
Sigur, pe 19 aprilie soarele va intra în semnul lor și vom avea alte și alte aspecte de discutat, dar deocamdată el încă este pe grada anaretice în casa a 12-a, deci este vorba despre o testare a credinței lor zilele acestea, mai ales fiind astăzi și lună plină. Cu siguranță majoritatea taurilor primesc astăzi o veste sau zilele următoare o veste care îi tulbură puțin la nivel energetic subtil. Și mesajul este să se adune și să se abandoneze în mâna divinității. Este foarte un aspect foarte ușor sau un lucru pe care îl spun de foarte multe ori și îl spun și celor cu care lucrez. Când apare o situație în care pur și simplu nu mai știi ce să nu faci. Nu mai știi, da, da. În primul și în primul rând înseamnă că încerci să controlezi situația, pentru că este uman până la urmă să încerci să controlezi ceea ce se întâmplă. Dar cu cât încerci să controlezi ceea ce se întâmplă, cu atât mai blocat devin. Pentru că voi cheltui toată energia vitală ca să rezolv situația, îmi pun întrebări, aștept răspunsuri, caut să fac ceva și îmi dau seama că sunt de fapt și de drept în acea spirală care nu se termină absolut deloc, pentru că eu încerc să controlez situația. A mă elibera de dorința de control înseamnă că eu pot să fiu activ cu adevăr, cu adevărat activ și să fac ceea ce am de făcut într-un mod corect. Când sunt în dorința de control, m-am blocat și nu mai reușesc să fac nimic. Acum aș trece la prima parte a exercițiului. Prima parte a exercițiului constă în a vă spune da, mă iubesc, da, te iubesc. Găsiți-vă un loc comod în casă, pe fotoliu, pe scaun, faceți-vă cât mai comozi și spuneți-vă da, numele de botez, te iubesc. Spunem de 30 de ori acest lucru și după aceea o să o las pe Alina să facă ce are de făcut în continuare. Haideți să începem. Da, numele de botez, te iubesc. Da. 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 Da, dragul. Da. 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 Da, 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 da. Inspirați, expirați. Unele, o parte dintre persoane s-ar putea să simtă o mică greutate pe zona de piept, o altă parte dintre persoane s-ar putea să simtă o stare de ușurare, poate alte persoane vor simți o stare de greutate un pic pe zona de gambe, de picioare. Asta indică că în zonele în care aveți mici presiuni, există un mic dezechilibru energetic. Fără să vă gândiți și fără să vă faceți griji pentru ceea ce înseamnă acest lucru în acest moment, doar permiteți-vă să simțiți că sunteți totuși un pic mai ușurați decât starea imediat anterioară. Vă mulțumesc! Foarte interesant! Foarte interesant! Și un exercițiu simplu până la urmă. Da, este doar primul pas. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Gemeni. Spuneam că pentru fiecare dintre noi aceste aspecte au o semnificație aparte și nu toată lumea are de învățat aceeași lecție în orice moment. Bine. Chiar dacă este lună plină sau este o cuadratură sau o opoziție, nu toată lumea experimentează la fel acel eveniment astral, ca dovadă că și oglinda astrală, fiecare a experimentat-o altfel. Fiecare om în această perioadă își are de dus crucea. Eu am făcut o mențiune în intro, am vorbit despre faptul că acum au loc intersecții între familii de suflete. Tu, Dragoș, ca specialist în constelații familiale, știi foarte bine, da. Și poate chiar o să facem și o mică mențiune vis-a-vis de treaba aceasta. Oamenii se mai incarnează și pe familii de suflete, nu doar pe familiile biologice. De multe ori chiar se înțeleg mai bine cu suflete cu care au multe lucruri în comun decât cu familie propriu-zise, sau puțin mai bine măcar. Este vorba despre faptul că acum vom observa compatibilitate, un soi de compatibilitate cu totul și cu totul aparte față de oameni cu care poate nu ne știm de foarte mult timp, o compatibilitate mult mai bună poate
decât cu prieteni din copilărie sau decât cu propria familie. Nu vă mirați de acest lucru, exact cum spunea Dragoș, acum este o perioadă care cere tot felul de reasamblări, de reorganizări valabile și pentru gemeni, care gemenii știm foarte bine cât de dedicați sunt socializării, ei sunt bazele de date ale zodiacului. Întotdeauna că vrei să găsești un număr de telefon, sună un geamăn sau o persoană care vine din karmă de geamăn. Deci este foarte interesant cum până și gemenii care sunt atât de sociabili în această perioadă sunt efectiv stupefiați de faptul că nu mai sunt confortabil, nu mai simt compatibil cu anumite persoane pe care le știu de viață și simt așa o presiune, o putere incredibil sufletească, care parcă vine chiar din suflet, către persoane pe care nu le știu atât de bine, cu care poate nu au atâta compatibilitate de șuetă, dar în schimb au o relaxare sufletească. Nu vă mirați, acum sufletul este tartorul în această perioadă, sufletul ne dictează de fapt ce vrem, cum vrem, s-ar putea să fie nevoie de renunțuri incredibile, asta vorbim pentru toate zodiile. Unii poate renunță chiar la parteneriate grele, la un serviciu care reprezintă de o viață, poate la beneficii materiale de mare forță, pentru suflet. Bine, vai de cei, ca să zic așa pe scurt și direct, că altfel nu putem, vai de cei care nu își ascultă sufletul în această perioadă, pentru că îmbolnăvirile sunt la ordinea zilei, dacă persistăm în ceva ce pe noi nu ne mai reprezintă sufletește. Deci gemenii, oricum, grație acestui Pluton pe casa Scorpionului de atâta timp, acum au înțeles foarte, foarte multe lucruri. Ei s-au dumirit, ca să zicem așa, în multe privințe și vom vedea total metamorfoza. Transformație se transformă și fizic. O să vedeți mulți nativi gemeni care chiar arată altfel, pentru că atât de puternic a fost transformarea, încât nimic nu mai seamănă cu ce a fost. Normal, au fost exploziile solare care au fost săptămâna trecută, sunt valurile energetice care vin și vin informațional, expandarea universului care este clar dovedită de oamenii de știință. Deci sunt multe, multe, foarte multe aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul. Trebuie să înțelegem că noi, ca și omenire, trecem printr-o perioadă de dezvoltare. Dezvoltare atât în plan fizic cât și în plan energetic. Și atunci, în dezvoltarea din planul energetic, trebuie să accesăm de fiecare dată dezvoltarea de fapt și de drept a conștiinței, elevarea conștiinței spirituale, legătura sufletului, legătura noastră telurică din pământ către suflet și către spirit. Vă propun să trecem la partea a doua a exercițiului pe care l-am pregătit astăzi pentru dumneavoastră. O să vă rog să inspirați și să expirați de câteva ori puternic. Încă o dată. Și încă o dată. Vă rog frumos să vă centrați pe Anahata, pe centrul 4 energetic, sigiliul iubirii, al iertării, care este aflat în zona inimii. Vă rog să vă gândiți la persoanele care v-au jignit, trădat, umilit, înșelat, care v-au provocat durere sau răni sufletești, la toate momentele sau la persoanele pe care încă nu le-ați putut ierta. Doar gândiți-vă la ele. Lăsați amintirile să curgă și doar permiteți-vă să vă iertați pe dumneavoastră. Fără să mai judecați ce s-a întâmplat, gândiți-vă la prima persoană care vă apare în minte sau primul eveniment și spuneți da, te iert. Da, te iert. Da, acum te iert. Permiteți să simți o stare de blândețe față de tine și față de acea persoană, repet, indiferent ce s-a întâmplat. Și spuneți încă o dată, da, te iert. Da, acum te iert. Da, acum te iert și mă iert pe mine de povara neiertării tale. Da, acum te iert și mă iert pe mine de povara neiertării tale. Permiteți-vă să vă iertați pe dumneavoastră
indiferent de evenimente și de povara acelor evenimente pe care o duceți după dumneavoastră. Acum puteți să începeți din nou, să continuați urmând pasul 1 din exercițiu, pentru că pe care de-abia l-am făcut, spuneți-vă de 30 de ori, da, numele de botez, te iubesc. Acum vă las pe dumneavoastră să numărați pentru a putea aduce cât mai multă atenție în corpul fizic. În felul acesta, echilibrați ambele emisfere cerebrale și spuneți-vă, da, te iubesc. Da, te iubesc. Da, te iubesc. Și pe măsură ce vă spuneți, da, te iubesc, permiteți-vă să vă eliberați de toată acea povară a neiertării persoanei, poate chiar a dumneavoastră, sau poate a persoanelor care au fost incluse în evenimentul la care v-ați gândit. Doar lăsați această stare de bine, de pace, să curgă prin dumneavoastră, eliberându-vă de tot ceea ce ați cărat ca și povară de-a lungul timpului. Vă mulțumesc! Mergem mai departe. Dragoș, pentru Raci, această lună plină de astăzi are loc pe o axă foarte interesantă, axa 40, care vorbește despre ceva revelații în plan profesional, chiar și în plan domestic, sigur că da, cu luna pe casa familiei, pe casa a patra. Acum chiar și fenomenul de lună plină sau de lună nouă este mult mai intens decât în mod normal, deoarece vorbim despre aspecte care au loc concomitent cu conjuncția Jupiter-Neptun, cu această oglindă astrală. Ca atare, bine ar fi să se concentreze racii pe orice fel de îmbunătățire pe care o pot face la locul de muncă. Este bine să urmărească infuziile emoționale care vin zilele acestea, pentru că Universul ne vorbește și prin intermediul propriilor emoții, prin intermediul propriilor sentimente. Deci s-ar putea să avem o stare prin care să spunem să nu ne mai simțim deloc bine la serviciu. Este de urmărit dacă este ceva temporar, pentru că nativul rac are o stare mai proastă în ziua respectivă, sau nu cumva este un barometru care îi spune racului, vezi că duma e de tine aici, vezi că nu ți se mai potrivește. Nu înseamnă că trebuie, lumea trebuie să înțeleagă că noi nu vorbim neapărat despre transformări radicale. Deci nu întotdeauna trebuie să fie totul alb sau negru, nu întotdeauna trebuie să fie vorba despre ceva, nu știu, care să ne copleșească. Ori poate fi vorba despre o sugestie din partea destinului de transformare micuță, minoră, dar necesară. Deci, încă o dată, nu trebuie neapărat să schimbăm locul de muncă. Poate e nevoie să schimbăm mentalitatea, poate este nevoie doar să ne spunem punctul de vedere în fața șefilor sau să, nu știu, ne vedem interesul într-un domeniu sau să devenim mai vizibili sau să ne punem mintea mai mult la contribuție și așa mai departe, să mai facem o specializare. Deci, interesant este că pe fondul unei emoții destul de puternice, nativii rac pot să aibă răspuns la o dilemă, iar acest Marte care este acum pe pești este pe semn prieten. Pentru nativ irac, de asemenea, vorbește despre ideea unei respecializări. Ar fi bine să gândească la modul cât mai serios vorbesc, o respecializare, da? Sau poate chiar să se pună mai mult în valoare acolo unde știu că ei sunt foarte bine pregătiți, nu în orice domeniu. Rămânem cu Saturn pe casa 8-a, din păcate, care e destul de dură pentru raci, deci valorile financiare sunt testate la toate nivelele. Bine, acum telespectatorii știu deja și înțeleg că astrologia nu se rezumă la aceste tranzite destul de generale, sunt lucruri de mare finețe, sunt calcule, se fac medii aritmetice, se
fac tot felul de calcule în astrologie care vorbesc de răspunsuri date cu exactitate de grad, minut și secundă la propriu la fiecare tranzit planetar și cu specific pe domeniu și așa mai departe. Dar acum, sigur, vorbim în general. Deci, pentru nativ Irak este bine de știut că n-ar strica să vă respecializați sau specializați sau să vă vedeți, spuneți punctul de vedere într-un domeniu în care sunteți foarte bine pregătiți profesional, dar numai unde sunt foarte bine pregătiți. Da, sau să-și, pot fi cursuri, pot fi tot felul de aspecte pe care le pot face ca să își mai mărească competențele pe care le au, bineînțeles. Și atunci, de fapt și de drept, ei câștigă prin acest aspect. Este doar o informație pe care o primesc din partea Universului, că ei trebuie să mai facă ceva, unde? Pentru binele lor suprem. Pentru că orice aspect care trenează la un moment dat, rămâne trenant, te ține pe loc. Și până la urmă este doar o decizie. Rămân în starea asta sau iau decizia să ies din starea aceasta. Și dacă eu iau decizia să mai fac un curs, să mai iau niște competențe, este ceea ce mă ajută pe mine cu bătaie lungă în viitor, din punctul meu de vedere. Revenim după publicitate, Dragoș, și cu nativii leu.